asta trebuie să facem românească. De hotelul unde stă Ronaldo. Păi sincer, ne-am inspirat de la Tudor Bursan. Acum să vină și Ronaldo și acum cu Doamne ajută. Ce să vă zic, măi băieți, am plecat din Munich, acolo unde România a făcut istorie, acolo unde ne-am bucurat de un meci istoric și acolo unde, vorba unui urmăritor, biletele pe care le-am cumpărat cu ce 24 de ore, cu 15 ore înainte de începerea partidei, au fost date de la Dumnezeu. Ceea ce îi mulțumim Universului și vă mulțumim și vouă că ne urmăriți, pentru că da, este o plăcere să vă arătăm și vouă ce, pe unde ne plimbăm, pentru că din inimă vă spun, poate dacă nu făceam YouTube, nu aveam o asemenea energie să merg să văd, să vă arăt și vouă și să ne bucurăm de aceste momente alături de echipele noastre preferate în această excursie, fiind România. Astăzi ne vedem în Leipzig, sper că pronunț cum trebuie, dacă nu să-mi spuneți în comentarii. Mergem să vedem cum se bucură și portughezii de un euro, pentru că azi începe și Portugalia Euro 2024 și cine știe, mai este până la meci, poate prindem și un bilet. Una, două, trei, patru, cinci benzi pe autostradă, Iulian. Ce mai zici? Te dor și ochii că vrei să schimbi banda. Zici că e drumul ăla din See You Again, gen, știi? Melodia? Da, da. Și care se despart drumurile așa în două, la de sus văzute. Am voce? Ha? Eu nu mai am voce. Dar de ce nu mai ai Robert voce? România! România! Haideți să vă arătăm cum ar trebui să arate și drumul spre Brașov. Adică așa, cu autostradă, cu poduri deasupra, cu comardii cu jos, cu noi deasupra. Să ne înțelegem. Cea mai mare prostie e să nu te oprești o oră de când, am deja două ore de când conduc. Haideți mai aproape să vă spun de ce. Acum ajungi și mai obosit la destinație. Fraților, respectați-vă corpul și mintea și opriți-vă pentru pauze, pentru că eu și o spătăria, pentru mai multe parcuri aduse la masă, contactați-vă. Ibița este puțin spus, ia uitați-vă aici, îți place Novic? La baltă. Undița, să aduci undița din mașină. Hai să avem poftă. Hai poftă bună. Vezi că ți-am trimis, am picat cu ea din San Marino, ești nebun, acab în turul 1 Champions League. Da. Vezi că erau adversari grei, bă, erau Dinamo Minsk, ea din Belarus, era Orda Basia din Kazakhstan. Bă, ești rău. Fraților, mergem în San Marino. Unde e San Marino? Plouă! Plouă! Cred că plouă! Nu mai am voce. După un drum de aproximativ, cred că 4 ore sau 3 ore jumătate din Munich, am ajuns în Leipzig și mergem în fan zonul dedicat Euro, în festivalul Euro, de tot îmi rămâne în cap fan zonul. Și vom încerca să participăm acolo la tot felul de concursuri, poate ne lipim de vreun bilet. Am făcut tot posibilul să cumpărăm un bilet. Repet, bugetul nostru nu este de, nu știu, 150 de euro, 200 de euro biletul și luăm în calcul că dacă cumpărăm un bilet, o să intrăm unul dintre noi, adică cred că eu, mai pe scurt. Da, ne încadrăm în maxim 100 de euro pe bilet. De asta nu putem și nici măcar dacă vrem să cumpărăm, nu cred că găsim gen, nu știu, la 150-200, chiar m-am uitat pe site-ul UEFA. Robic a stat tot drumul și a căutat pe Facebook tot felul de
oameni care vând și sunt foarte multe schemuri, foarte mulți oameni care vor să dea țepe. 99% când le spunea hai să vorbim pe video, nu mai răspundeau, adică să ne vedem față în față. Și ăsta este festivalul Euro. Aici este fanzonul, cum a fost de exemplu în Munich. Aici să vedem dacă găsim și o parcare. Ia uite acolo. Ce adevărat în comparație cu Munich? În Munich era pus într-un parc, adică foarte mult loc. Chiar sunt curios aici în Leipzig că e pus în centrul orașului. Adică nu știu dacă este fix centrul, dar este efectiv în oraș. În Munich nu există așa ceva. Portugalia, Croația, efectiv e pe mașina poliției, tu vezi? Nu am ajuns la destinație, am parken right now. Să nu spuneți voi că nu suntem oameni civilizați, da? Prea mult. Parcăm și noi mașina și ne-am ajuns lângă mașina, lângă naționala Cehii. Cum era să fie și Ronaldo aici? Wow. Hai, băi, față. Deci avem un campion al Germaniei, de la Bayer Leverkusen. Slavia Praga, Sparta Praga, West Ham, Victoria Pulzen. Foarte mulți portughezi. E normal. Pe mine încă mă șochează că am trecut pe lângă hotelul Cehii așa, random, adică gen, poftim. Și noi avem așa parcat în spate. Adică... Slovacia, România, Ucraina. Ce șansă, frate? Eu cred că în București sunt vreo 30 și ceva de grade, că mai vorbim și noi cu prietenii de acasă. Și în Germania a fost furtună. Deci efectiv a fost furtună. Aseară în Munich, când am ieșit să beau o bere, bă, nu că fulgera, zici că era cineva cu blitz, ăla a fost plătit să treacă. A fost plătit ăla să treacă, am plătit 3 abonamente. Nu știam cum a zărit primar aici. Pare că e un festival aici, cu siguranță. Bucură la o bere înainte. Bucură, mâncă o pizza, cred că o să mâncă și eu. Felii de aia. Ce pizza mâncăm? Zi! Pizza victoriană. Pizza românească. And you what you want? And I want no. This one? Yes. Ce fac fanii turci acum aici? Nu înțeleg, oricum Turcia dacă nu altă parte, nu? Bine ce fac, că și noi suntem în toate orașele cu oameni. Ia vezi, mă simt ca Dorian Popa la America. Hai să dăm, taste, mate. Asta e că e, bine, în capul meu e că e cu rucola, e fix aia, stă pe limba. Scrieți voi în comentarii dacă vă dați seama. Ia să vedem. Ia să vă spun că e proaspătă, mai ales că o bagă și la... E pizza. Nu pot să spun cum mai după spate. Sub medie, peste medie? Normală. Deci la medie? Mhm. Uh-huh. Și cealaltă? Perfect. Asta e cu salam. N-aș fi vreo, dar mâncăm.
E mai gustoasă asta, dar cred că e din cauza asta la voi. E bună. Este clar că se simt bine, dar până acum nimeni nu i-a învins pe scoțieni. Adică, din toate punctele de vedere, sunt foarte prietenoși scoțienii, sunt foarte prietenoși scoțienii. Adică, indiferent de nație, se bagă în seama, vin, se simt bine, iau tricolorul, gen, nu advers, gen, celelalte nații în mână, se distrează, e bine. Hello, sir. Nu mai știu de ce sunt și turci aici, pentru că este meci și toată lumea a venit să vadă la ecranul din Josh Mikautadze. Chiar făceam o comparație acum între Munich și Leipzig, bine, nu se compară nici orașele, cât de mare agitație era acolo și cât de liniștit este aici. Uitați-vă la corturile cu bere și nu ne poți să scuperi de mâncare, e că este gol. Păi du-te în Munich acum, în festivalul Euro, că nu ai loc să-ți iei o bere, trebuie să te bagi prin față sau trebuie să faci o românească. Știm foarte bine că turcii sunt foarte înfocați și iubesc fotbalul la fel de mult ca noi. Băi, că ai văzut că dacă Nicolae Stanciu? Direct, a avut finesul la el, avea maneta în buzunar, ești nebun. Dar nu bate golul lui Nicu. Poftim, a? Nu bate golul lui Nicu. Nu. Nu bate golul lui Nicu, nu. Nu trebuie să fii pe stadion ca să te bucuri, poți să vii și aici, asta e foarte frumos. A băgat o paia în vincul și pasta o dă în sânge. Păi ce meci între Turcia și Georgia, ești nebun la cap, bară pentru Georgia acum. Acum să lucrez dacă s-au bucurat sau gen au scăpat, s-au simțit ușurat, că n-am înțeles foarte bine. Și nu uita să ne urmăriți și pe contul de Instagram și de YouTube, era să zic. Și de TikTok, Iulian Panciu. Like, mă! Like dacă trăiești în România și ți-a plăcut meciul României cu Ucraina. Like de oriunde ai fi, mă! Dacă se întâmplă să fie, bine, dacă nu, asta este, nu e tragedie. Mamă, am subșurimă. Bă, ne încercăm și noi norocul, chiar dacă sunt toți ciudații pe aici și cu siguranță o să ne abordeze toți ciudații. Să vedem, sunt și noi așa. Da? Arată. Se văd. Se vede, nu? Hai, dacă avem noroc.
Stadionul e undeva în stânga, nu știu dacă se vede. Îți dai seama că ești la stadion pentru că e elicopterul deasupra. Se vede că a fost și furtună foarte mare. Uite că la afișul ăla, vezi? Da. E genul la revedere. Ne apropiem de stadion. Cine știe, mă, poate vine și ne lovește cineva cu un bilet. Dar să ne lovească, știi cum zic? Dacă mă întreb pe mine, cred că era mai bine dacă făceau fanzonul aici. Mă simt ca la nevârsi. Știi că așa e intrarea și aici. Da. Și urscări. Și urscări, da. M-am antrenat oarecum trebuie, zi fix pe acolo, văd și breșa de securitate. Nu, glumim, chiar glumim. Salut. Chiar glumim. Și suntem aici în fața stadionului. Doamne ajută, poate vine cineva la noi să cumpără niște bilete. Că Ronaldo are atâția adepți, nu doar din Portugalia, încât ar putea să-și facă propria națională. Tu-ți dai seama? Da. This one, 500 each. 500 each? Yeah. Știți cum sunt ăștia care vând bilete aici? Ca pe aia din gară care vând țigări la noi. Efectiv aceiași oameni. Uite, filmează-l pe ăla. Ați înțeles, da? Cum arată? Vine la mine și zice: am două tichete, 500. Dar da, te sun eu, că la 500 mi-au de pe site-ul. Să mergem. Asta este. Mergem în fanzone, nu am prins bilet. Am zis ăștia care vând bilete pe aici, adică sunt aia de la noi din gara care vând țigări. A venit unul și a cumpărat bilet cu 600 de euro, cred că nu știți. Dar cred că nu știți câți oameni au venit în jurul lui când cumpăra la bilet. Este inul cei, măcar l-au auzit de afară. Noi să mergem în fan zone. Uitați-vă toată gloata aia de persoane de acolo. Sunt oameni care au venit să vândă bilete. Da? Deci nu erau 1-2, erau o gașcă mare de cel puțin 34 de persoane, 30-40 de persoane care au venit să vândă și ei bilete. Mergem în fan zone, atâta. A început ploaia. Lasă ploaia să ne uite. Ne-am oprit la o bere într-o bar, pentru că a început să plouă torențial și cred că festivalul nu e deschis. Dar vom bea o bere și dacă se oprește ploaia, vom pleca direct la festival. N-am intrat la meci, dar măcar bem o bere. Am plecat de la bar, s-a terminat prima repriză, cred că e pe care să înceapă și a doua. A început iarăși ploaia, efectiv. Sper să mai fie deschis festivalul. Ne punem undeva acoperit și ne uităm la meci. Ne bucurăm de ultima partidă dintre Portugalia și Cehia. Da, noroc că nu ține cu noi în această zi minunată, pentru că festivalul Euro este închis, nu este acoperit absolut deloc. Cred că în Munich totuși este deschis festivalul. Ați văzut că era descoperit, era acoperit. O să mergem să căutăm un alt restaurant, să stăm acolo pentru a doua repriză. Poate găsim și câțiva fani portughezi să stăm cu ei. Am văzut în partea aia, nu? Măcar eu am păr și am ce să mi se aude. Da. Ești cu mine? E bună! Ești cu mine? A? Like dacă v-ați dat o dată în ploaie, dar să aveți păr, nu ca băiatul ăsta. Cred că singurul loc unde nu sunt tu de la sub braț în momentul ăsta, adică... Aici n-am găsit niciun loc. Hai să mergem în cealaltă parte, că e nebunie. Ha. Acum n-am găsit nici acolo, era plină, ați văzut că toată lumea stătea că la e grămadă. Erau mese libere, dar erau efectiv în ploaie. Cum era să stau cu berea în ploaie, gen, să încurc așa. Uite, un alt restaurant acolo. Hai să vedem dacă găsim loc. Sau măcar să stăm undeva sub o umbrelă și să bem o bere. Dacă nu, luăm și noi două beri, ne punem în ploaie și știm o treabă. Și luăm umbrele doar la bere, știi? Hai să vedem. Ne găsim loc? Asta e întrebarea. Păi nici pe stadion, nici la restaurante n-am găsit locul. Aha, ia uite cum stă lumea, te rog frumos.
Nu, se stă la coadă aici. Stăm aici, mă? Unde? Hai să luăm o bere, hai să luăm o bere. Oare înăuntru? Hai să stăm înăuntru măcar. Nu cred că e, nu cred că e televizor. Hai, ia, hai mai încolo, hai mai încolo. Astea două sunt pentru noi. Hello, brother. Can you stay here? Yes, yes, yes. Can I have you with fun? Of course. Is that here? Eram două ghezi, e berea mea preferată, vă jur. Da, da. Stăm aici alu sau stăm și afară? Oriunde. Ia! Ia, 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 ia. Uitați-vă vă rog frumos cum e tricoul meu și uitați-vă și la Robert. Efectiv, gen. E bună! Să se vadă mai bine. Am văzut afară și am văzut afară și olandezi de care toate, vor juca aici duminică. Nu, duminică, duminică, în Franța. Cred că da. Thank you. Hi guys, welcome to Paradise. Thank you. Welcome to Paradise. Paradise e deja aici, că suntem la Euro. Hai, Rus. Thank you so much. Altă treabă crezi cu mai multă lume. Mă simt mult mai bine, mă crezi? Măcar ne plouă împreună. Era să zic penalti Ronaldo. Lovitură liberă Ronaldo. Fiți atenți aici a reacție dacă marchează din lovitură liberă. Oh! Mișto, asta vreau, asta vreau. Era prima dată cu un strigă de luptă, dar e Portugal, Portugal. €7 o bere Guinness, mi se pare chiar ok. Stadion, efectiv mă simt ca pe stadion. Băi, un meci foarte deschis între Cehia și Portugalia și
mă repet, e un european al surprizelor până acum. Adică în afară de Spania, care a bătut fără probleme, și de Germania, Anglia s-a chinuit cu Serbia, Ucraina a luat bătaie de la România 3-0, Belgia a luat bătaie de la Slovacia 1-0. Să vedem mai departe ce se întâmplă. Poate Doamne ajută, prindem un culoar bun. Două goluri norocoase marcate de Portugalia. Această victorie, care părerea mea nu este deloc meritată, deloc. Yeah!
putem să spunem decât hai la Euro, hai la stadion. Portugal! 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 Let's go! Acum ne vom bucura și cu portughezii de victorie, așa cum am făcut-o și cu România și așa cum o să o facem cu toate echipele care vor câștiga, pentru că de asta este frumos un festival, de asta este frumos un european, că te poți bucura de victorie, indiferent dacă este țara ta sau este altă țară. Ia vezi berea! Ia vezi berea! Doar să ne trăiești, ne-am uitat la tine pe contul de Instagram și ne-am dat seama că suntem la 500 de metri de hotelul unde stă Ronaldo. Suntem curioși, acum după terminarea partidei, dacă vor veni înapoi aici. De unde ne-a venit ideea? Că am trecut efectiv după ce am plecat din centru de unde ați văzut imaginile, pe lângă un hotel și era foarte multă pază. Și ne gândeam cum ar fi să fie Ronaldo fix unde am stat noi la terasă. Bă, și am zis, ia să intrăm noi pe contul lui Tudor Buțan și am văzut că se numește hotelul The Westing Leipzig. Și când ne uităm, era la 500 de metri de noi. Cum ar fi să mergem să facem poză cu el? Ar fi genial. Din câte se pare, au venit până acum, cred că vreo 5 dube de poliție sau de polizei, cum s-ar zice în nemțească sau în germană. Dar mai haideți să vedem dacă totuși vine și Ronaldo. Poate îl prindem, măcar să facem o poză. O filmare? Măcar o filmare, acum vedem ce ne-a dat Dumnezeu. Dacă tot nu am intrat pe stadion. Măcar să-l vedem. Can you speak English? What happened? Stay on the street? Yeah? We can stay like here or on the street. Okay. On the street. Okay. Thank you very much. Thank you. Așteptăm. Altceva n-avem ce să facem. O, sincer, ne-am inspirat de la Tudor Buțan, am găsit hotelul, acum să vină și Ronaldo și acum cu Doamne ajută. Vom vedea. Cred că va dura până se stă la interviuri și așa mai departe. O, de exemplu, dacă te uiți pe Booking, 545 de euro să te cazezi. Acum și chiar dacă cred că plătești, nu cred că poți să intri în hotel. Și zic că bun, stai, ai plătit, intri când spunem noi, când cum vrei tu. Da, mă, da, am plătit, cum zice tot românul. Da, mă, bine, ne auzim noi. Ce să facem? Asta este. Uite-l pe Ronaldo lângă noi. Hai, spune. Care e ideea? Ne-a spus acum domnul polițist că Ronaldo a plecat după meci direct la aeroport. Nu mă miră, mă așteptam la asta, dar am zis, hei, dacă toți suntem lângă hotel, la 500 de metri, să mergem și să așteptăm, că oricum nu aveam ce să facem decât să plecăm direct spre următorul oraș, acolo unde Spania se va întâlni cu Italia. Și noi vom merge să ne bucurăm de un meci latino-italiano. Bine, și italienii sunt așa latini, că oricum și ei stau prin Argentina, pe unde stau ei pe acolo. Așa că mergem direct la mașină și cam așa se încheie acest clip. În această zi minunată, unde am venit să ne bucurăm de Euro în continuare. Așa că urmăriți-ne pentru mai multe clipuri. Urmează Spania-Italia, unde vom încerca iară să intrăm la meci, să intrăm pe stadion și nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și ce mai vreți voi. Vă pup!
Și acum întrebarea mea este: oare vom găsi bilet la meciul Spania-Italia de mâine? Rămâneți cu noi dacă vreți să aflați acest lucru.